Potrivit agenției Mediafax, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a judecat săptămâna aceasta plângerea lui Ionel Ionuț Neagoie, condamnat în 2008 la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. Cei trei inculpați în dosarul privind tragedia din mai 2004, când 18 oameni au murit lângă localitatea buzeană Mihailești, iar alte 13 persoane au fost rănite, au fost condamnați definitiv pe 3 martie 2008, la câte 4 ani de închisoare cu executare de către Curtea de Apel Galați. Asta după ce la a doua instanță au fost achitați, atunci președintele Traian Băsescu și președintele Curții de Apel Galați, unde se judeca ultima fază a procesului, au dat declarații prin care criticau achitarea dictată de magistrați sau sugerau că, la recurs, sentința va fi tot de condamnare a celor trei inculpați. Ionel Ionuț Neagoie a făcut plângere la CEDO pe 16 mai 2008, invocând încălcarea dreptului său la prezumția de nevinovăție, prevăzut în articolul 6, alineatul 2, din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a respins plângerea în ceea ce privește declarația lui Traian Băsescu pentru că Neagoie depășise termenul de 6 luni pentru înaintarea ei. În schimb, referitor la declarația magistratului, judecătorii de la CEDO au apreciat că acesta nu s-a limitat la a informa asupra procesului, ci a inclus o opinie personală privind vinovăția inculpatului. Astfel, CEDO a decis ca România să-i plătească lui Neagoie 3.600 de euro, reprezentând daune morale, precizează Mediafax.